Bebelușii din Buzău sunt expuși infecțiilor pentru că în stocul Direcției de Sănătate Publică nu mai există vaccinuri BCG, tratament care ar trebui să-i apere pe micuț de tuberculoză. Vaccinul lipsește de ceva vreme, iar autoritățile sanitare recunosc că în unitățile sanitare din județ dozele sunt pe terminate. În depozitul Direcției de Sănătate Publică Buzău nu mai există vaccin BCG în acest moment, iar în teritoriu există un flacon la maternitatea Buzău, 8 flacoane la Râmnicu Sărat și 5 flacoane la Nehoiu. În momentul în care la maternitatea din Buzău, unde sunt înregistrate cele mai multe nașteri, vaccinul va fi epuizat, o să încercăm să redistribuim de la celelalte două maternități pentru a putea fi vaccinați câți mai mulți copii. Autoritățile medicale dau asigurări că situația este una temporară și că din luna august problema va fi rezolvată. Am primit în data de 23 iunie adresa din partea Ministerului Sănătății, prin care suntem informați că următoarele tranșe de vaccin BCG și hepatitic B pediatric se estimează a fi achiziționate până la sfârșitul lunii iulie, urmând ca ulterior să fie livrate către toate DSP-urile județene. În această perioadă se asigură monitorizarea clară a tuturor copiilor nevaccinați și copiilor eligibili la vaccinare și se vor planifica pentru recuperare. Vaccinarea BCG se face în maternități la bebelușii cu vârste între 2 până la 7 zile. Părinții copiilor cu contraindicații în această perioadă sau ai celor născuți în străinătate trebuie să solicite efectuarea vaccinului la cabinetul medicului de familie înainte ca bebelușii să împlinească 2 luni.